Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Brawl Stars cu noile Star Power-uri care s-au lansat, cred că astăzi, dacă nu mă înșel, da, că astăzi e miercuri când filmez eu, dar nu când vedeți voi episodul, bineînțeles. Și culmea este pentru că pe shop am chiar Star Power-ul la Jessie, care este cel mai OP și cel mai tare dintre toate Star Power-urile de a fost băgate, pentru că unul dintre ele este la Jin. Ce face Jin Star Power-ul, poate vă întrebați, dă 2000 damage, 2000 HP, îmi cer scuze, pe colegi. Când dă cu brațul acela, încarcă viața la coleg cu 2000 și e degeaba pe solo, sincer să vă spun. Iar încă unul mai este la Bibi, o vedeți aici, când și are bara aceea încărcată galbenă, nu mai are viteză, nu mai are rapiditate, are decât un scut, exact cum are Daryl, dar are tot timpul. Când dă hit-ul, îi dispare scutul, iar când îi se încarcă bara, are din nou scutul ăla de 30% defensivă. Dar Jessie pe departe rămâne una dintre cele mai bune, pentru că Tureta acum va da exact cum dă și ea hit-ul pe mai mulți inamici, pe 3 inamici, în fine. Nu uitați de butonul de like, de abonare dacă doriți să mă susțineți. Spun asta de fiecare dată, o spun pentru că știu bine că nu o faceți dacă nu vă amintesc eu. Și nici așa nu o faceți, clar nu. Deci nu uitați de butonul de like, follow pe Instagram, adrian23. Și hai să-i dăm drumul să... Deci gesticulez, nu știu, habar n-am. Hai să-i dăm drumul să luăm Star Power-ul de la Jessie. Acum cred că o să-mi dea alt Star Power cu gemuri, eram sigur. Și exact cum vă spuneam, uitați, 30% scut când are bara încărcată, home bar-ul acela. Homebar-ul, nu știu cum să spun, în fine. Hai să iau eu pe Jessie. Am așteptat, m-a pasat pentru că eu sunt live pe Strinca când filmez, alături de vreo, cred că 1000 de persoane faine. Și am așteptat, m-a pasat Underslake pentru că mapa de mai devreme nu era bună pentru Jessie. Și nici asta nu este extraordinară, dar măcar e mai ok de jucat. Revenind la următorul match, pentru că nu aveam setat și chiar le mulțumesc băieților că mi-au atras atenția pe StreamCraft. Nu aveam setat Star Power-ul, din păcate. Și de asta eu stăteam la turetă, așteptam, dar nici măcar nu-i dădeam healing pe ea. Aveam Star Power-ul vechi. E ok acum. Sper. Ieși acasă Colt. Acum e mai ok. Bine, ce e drept e că trebuie totuși să-mi încarc tureta, în primul rând. Și în al doilea rând să fie mai mulți, mai mulți inamici. Mersi mult, Colt. Ok. Îl voi presa cu zona. Rip Colt. Hai mă, nu ia să stă de aici. Cred că o să iasă pe aici, eram sigur. Uitați-vă cum, mamă, frate, cum a... Bine, asta cred că e de la... Da, e de la hit-ul meu, nu e de la turetă, nu e de la nimic. E de la... Opa! Penelopa. Ce e acolo? Bull. Uitați-vă cum, mamă, cum dă, bă, ești nebun la cap. Cum dă tureta. Câte șmecher arată efectul. Opa, sunt foarte low. Și cred că o să vină Bull pe mine. Și o moare, și moare și asta. Bravo, mă, bravo, bă, ești inteligent, la maxim ești inteligent. Inteligent și eu și el, ok. Cel al doilea meci de pe acest episod... Nici nu se pune problema să nu facem unii pe episodul ăsta, adică chiar dacă nu fac, adică chiar dacă nu fac, o să fac eu, nu se pune problema. Doar că aici avem noroc mai mare pentru că a avut power up. Hai că da. Primul hit genial. Hai să mă bag în chest. Am sigur că o să dea pe mine. Știți ce este bun pe mapa asta iar? Și cred că o să-l joc Mortis. Mortis, pentru că uitați-vă și voi, dacă eram acum Mortis, pipe-urile astea erau sănătate de mult. Erau sănătate de mult, băieți. Și cred că o să joc și, chiar dacă am Star Power ăsta pe Jessie, cred că o să mă joc și niște Mortis. Bombă. O să mă joc și niște Mortis așa de caterincă, de amuzament, pentru că bine, nici nu știu cât îl am, l-am 700 plus, mi se pare pe Mortis. Dar se va juca mult Brock Piper pe mapa asta. Blană bombă. Și mai e și ăsta aici.
Păi ești nebun. Trebuie să am grijă la mine că a pus ăsta minele aici. Trebuie să ții minte absolut tot. Opa. Bă, stai așa că mă bat la mijloc și nu e ok. What? Bă, ești nebun? Bă, parcă dă tureta mai mult, mă. M-am miscat pentru că am avut power-a mai mare decât el. Am zis, băieți, nici nu se pune problema să nu facem win pe episod, ce naiba. Vedem unde este ăsta. Aici nu e. Aici nu e. N-are nicio șansă. Ok, bun. Primul meci câștigat de pe acest episod. Bă, parcă dă tureta mai mult damage sau nu știu, parcă... Sau e efectul ăla special pe care îl are? Un episod minunat. Vedeți voi 20 de minute, eu filmez 2 ore. 2 ore să câștig niște sărăcii de meciuri. 2 ore să câștig niște sărăcii de meciuri. Nu mai stau prin boscheți că... Hai că fac timing cu tine dacă-i. No, ce pot să zic? E genial. E genial Star Power-ul. E foarte genial. Într-adevăr, mi-l doream foarte mult. De mult mi-l doream. Chiar visam la el. Visam la Star Power-ul ăsta. De mic copil. Ok, cred că o să-l bată. Ah, nu, n-am dat pe el. Bine-s! Nu că e bine rău, e bine rău de tot. Să fac timing cu tara ca să bătem pe bull. Următorul meci va fi cu Mortis. Vreau să dau un meci cu Mortis, că stau pe loc cu Jesse. Efectiv stau pe loc cu Jesse. Hai să stau cu Mortis. Am Star Power, nu? Îl aveam pe al vechi. Ok. Stau pe loc cu Jesse. Ce e aici sus? Jean, ok. Te pupă, fratele. De asta am zis ce e aici sus, ca să nu fie Shelly sau ceva de genul. Ok, hai că am ceva power-up-uri prin prejur. Pentru a mă face puternic. E o cior acolo de la omoră pe Frank. Da, o să fac 6 power-up. Nu,
Nu, că nu vine peste mine, că știe că am superul. Și nici eu nu mă voi duce spre el. Bun. Cum mai aștept star power-ul? Mamă, și Shelly aici, frate. Am ce să-i fac lui Shelly. Da, știi care e problema? Că Shelly n-are... N-are star power, din câte observ. Bull pe aici? Prea multă liniște. Mamă, încă o Shelly. Ei, în condițiile astea cred că o să las Cioara ca să mă bat, să se bată cu Shelly, să lase HP mic. Am zis eu că... Ce se poate întâmpla? Mă bat și eu cu... Păi, ești nebun, a bătut Mortis pe... No way. No way, bro. No way, s-a terminat. N-avem ce să le facem la Shelly. Singura problemă este dacă pot să reușesc să fac eu bug-ul. Vine pe mine? Na. Este locul 2, din păcate. Hai să mai dau un meci cu Mortis. 762 de trofee și am multe trofee pe Mortis. Piper aici. Știe și ea că nu are nicio șansă cu Mortis. Știe sigur asta. Știe că-i pierdut deja meciul pentru ea. Ok. Omoră pe Leona acolo. Chesturi pe mijloc. Sper că nu-i cineva pe aici. S-am grijă să nu mă bagi la mijloc. Am nevoie de Homebar-ul ăla. Nasole că am cam timing ăștia aici. Să fac și eu timing ca să nu se pună toți relativ pe mine. Că n-am nevoie. Cineva aici? Nu, ok. Aștept din nou Star Power-ul să se încarce. Verific zona, ce brawler sunt. Chiar dacă Piper stă pe lângă Pam și eu am contra asupra Piper, bineînțeles, Pam-ul o va apăra. Mai aici un Jin, văd, Shelly. Nu știu cum stau ăștia și să apără unii pe ceilalți. Nu știu ce să zic. Dă pe mine, Piper. Știe că dacă mă apropii de ea s-a terminat. S-a terminat joc. Opa, bă, ești nebun, de unde a ieșit Shelly aia, bro? Wow! Mai au Shelly aici. S-a terminat, frate. Dă Shelly în continuu. Bă, nu e rău. Nu e rău deloc locul 3, nu? Fana mea să fac. Shelly în continuu, frate, în continuu numai Shelly. Hai să dau și cu Jesse ultimele meciuri și cam asta a fost episodul. Tot cu Star Power-ul ăsta, că n-am de ales. E episodul special pentru Star Power-ul ăsta. Ce stă aici, dar este și Nita. Din păcate. Trebuie să dăm 1v1.
Eee, acum să nu mă prindă ea cu zona? Hai să ies din nebunia asta de aici. Nu mai am fugit de aici. Să am grijă la Leon. Asta i-am dat-o cu predict. Ok, bun. Chiar dacă n-am cel mai mare power-up, important este să scap puțin câte puțin de fiecare. Important este să scap puțin de câte puțin de fiecare. Ok. Ia uite ce-l ajută Burley, bă. Na, vezi cât de terminat ești că l-ai ajutat. Na, n-am ce șansă cu Nita. Încă un meci în afară de ăsta e ok, e ok. Chiar dacă n-am avut power-a foarte mare meciul ăsta, am știut să mă folosesc de adversari. Un meci cu Jesse și după aceea cu Mortis, am promis. E Leon aici, n-am ce să-i fac la Leon. Și va veni să-mi ia și chestul ăsta. Sunt chiar doi, n-am ce să le fac. Sunt momente în viață când trebuie să le las power up-ul, frate, pentru că nu pot da cu ei. Am luat-o power up-ul, ești nebun bol. El e bun, nu știe prea multe decât să ia power up. Ai de viața mea. Ia. N-am apucat să dau hit. Fii atent că ăsta foarte low. Bine, mă. Îi las și lui. Că a fost băiat. Grijă pe boscheți. Că sar lăcheții din el. Opa. Opa, se bat bogeții. Opa, mai vine și Shelica. Shelica fără bendait. Fără bendait, mâncaia și gura ei. Bam hit, bam hit. Opa, să nu vină bull. Mamă, ce manevră i-a făcut, bro. Ce manevră i-a făcut, nu te cred. Acum e acum. Dar de ce îl ajută, frate? Ok. Te aștept, bol. Te aștept să o dăm bol, te aștept. Ok, bun. Hai să mai dau un match cu Mortis și după aceea cu Jesse, să nu mă pot opri. Nu mă pot opri chiar aici. Unde este Mortis aici? Este? Ce încerca omul? Ce încerca? Din toate puterile ce încerca omul. De turetă m-a folosit. M-a folosit foarte mult de turetă. În match-ul ăsta. Ok.
Ne-a găsit și adversar, dar din câte am văzut pe acolo pe Shelly. Și nu prea îmi place adversar Shelly. Ok, Brock cu Cioara, a omorât Cioara, mă duc pe mijloc, mă lasă cineva pe mijloc? Interesant ar fi dacă aș putea să iau astea. Ce să fug? Wow! Da. Ce naiba să mai zic? Nu mai zic nimic. Foarte tare jocul ăsta. E foarte tare. Pentru că știți de ce este foarte tare, hai să mai dau un meci până vă explic cum stă treaba. Pentru că când moare Brawlerul, el lasă turetă, el lasă rachete, el lasă, dau exemplu cum e Carl, toporișca în spate când moare. E minunat jocul ăsta. Are IQ și e gândit la maxim. La maxim e gândit. La maxim, cred că este cel mai gândit joc ever. Nu cred că am jucat un joc mai gândit ca ăsta și mai bine pe IQ. Deci nu cred că a fost vreun joc pe care să-l vă mai gândit ca ăsta. Mă voi duce pe Dana mai că sunt contra supra lui. Da, se folosește de Perez Golanu. Mamă, și boala 5 power up. Sau îl pot folosi eu pe Dana mai ca să bat oameni. Cred că mai degrabă așa. Mai degrabă așa o să fac. De ce să-l atac eu când pot să mă folosesc de el? Și să-l trimit la... Nu vreau să spun cuvântul ăla. Pe episod. Să-l trimit la kill-uri. Să-l împing de la spate și să-l trimit la kill-uri. Da, cred că o să moară aici. Pentru că eu nu mă pot apropia de Pam, nu mă pot apropia de Bo, de Piper, pentru că voi muri. Și așa îl las pe Dana, mai mă folosesc de el, îl împing de la spate ca să facă niște kill-uri, dacă poate să bată pe careva. Sau să-i lase low HP și să mă duc eu să-i bat. Tactic trebuie făcut aici. Meciu. Tactic rău, meciu. Haterii vor spune, Mădăline, tu cu Mortis nu omori Dynamite-ul, ce e asta? Opa, mamă. Exact ce vă spuneam. Mă folosesc de Nea Dynamite. Nea Dinamită. Ok. Așteptăm. Nu ne grăbim. Ok, perfect. Exact ce vă spuneam. De ce să-l bat eu pe Dynamite când poate să fie un nerv în plus pentru adversarii meci? Ok, bun. Cred că cam asta a fost. Nu mai dau cu Jessica, gata, s-a terminat, nu mai pot efectiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Pentru cei care sunt pe StreamCraft, au văzut rage-urile. Cei care au fost pe stânga, toate cele bune, nu uitați de buton de like și ne vom vedea data viitoare cu noi Star Power-uri. Dacă nici ăsta n-a mers, celelalte clar nu o să meargă. Pa, pa!